ziua! Am revenit la Colegiul Național Vasile Alexandrii, la Forumul Merito Sud-Est, organizat aici, de, inclusiv de o mână grozavă de voluntari. Stăm de vorbă acum cu doi reprezentanți ai voluntarilor, Denisa și Cristi. De ce sunteți voi reprezentanții voluntarilor? De ce tocmai voi? Denisa. Atunci când doamna profesoară Cătălina Popa ne-a întrebat cine ar vrea să se ofere voluntar, noi am fost cred primii săritori și noi am fost elevii dumnei încă din clasa 9 și avem încă de atunci o relație destul de bună și am dovedit că suntem implicați și că ne place să facem în general voluntariat și bănuiesc că de aceea ne-a ales. Câți sunteți în acest voluntariat? Noi la jurnaliști suntem 14. Iar noi voluntari suntem 38. Grozav de mult, să zic da. Eu, și o activitate foarte frumoasă pe care vă desfășurați sâmbătă. Nu sunteți acasă, nu sunteți în vacanță, ați ales să fiți aici într-o zi de sâmbătă. De ce v-a atras această activitate pentru Forumul Merito? De o parte și pentru experiența în sine de a coordona și de jurnalist, dar pe de altă parte și pentru că am fost mereu interesat de proiectul Merito și de mesajul lui. Mie, în general, îmi place să mă implic în cât mai multe activități, îmi place să ajut și de aceea mi s-a părut o oportunitate foarte bună atunci când am aflat de proiectul Merito. Ce faceți voi jurnaliștii în proiect? Noi suntem 14 jurnaliști, sunt cam tot 15 cred ateliere, fiecare atelier are un jurnalist care și ia notițe, ia mici interviuri ale facilitatorilor și ale participanților și apoi compilează un reportaj despre acesta și eu le organizez în volumul forumului care urmează. Înseamnă că urmează volumul și urmează acest volum să fie publicat? Din câte am înțeles eu, da. Electronic sau și varianta pe hârtie? Sunt destul de sigur că și fizic, da. Foarte interesant. Denisa, care este activitatea voastră aici? Păi, voluntarii au fost împărțiți pe multe categorii. O parte stau strict la ateliere și ajută pe domnii și pe doamnele profesori formatori. O parte din voluntari se ocupă cu direcționarea acestora către sări și o parte cu înscrierea. Care este partea cea mai frumoasă a activității de aici? Ce v-a plăcut vouă și ce vă place cel mai mult în proiect? Cred că cea mai frumoasă parte la voluntariat în general este faptul că poți cunoaște destul de mulți oameni și practic, pe lângă faptul că îți faci noi cunoștințe, cumva îți dezvolți abilitățile de vorbit în public sau de cunoașterea oamenilor noi, trebuie să ieși cumva oleacă din zona ta de confort. O provocare, deci. Da, e o mică provocare. Cristi. Care este cea mai plăcută? Ce îți place ție cel mai mult din activitatea de aici? Care este partea cea mai plăcută? Partea mea personală preferată până acum a fost designul revistei sau volumului și dezvoltarea asta viziunii cărții, practic. Dar, sincer, mi-a plăcut destul de mult și partea de jurnalism clasic, de să stau în colțul atelierului și să observ acești profesori cu foarte multă experiență desfășurându-și activitățile. Da. Foarte, foarte interesant ce spuneți voi. Îmi dau seama că nu v-am rugat să vă prezentați când am început acest mic interviu și atunci o să vă rog să vă prezentați acum la final. În ce clasă sunteți și la ce profil, pentru că se leagă profilul pe care îl studiați de activitate pe care o faceți aici la voluntariat? Eu sunt Mihăluță Denisa, sunt elevă în clasa 11 la profilul filologie bilingvă limba engleză. Nu știu dacă neapărat se leagă activitatea mea ca voluntar cu profilul.
Dar bănuiesc că m-a ajutat cumva, abilitățile pe care le-am legate de profil m-au ajutat cumva și în organizarea voluntarilor. Și eu sunt Cristian Macovei și sunt tot clasa 11 de la profilul de științe ale naturii. Nu pot să spun că este foarte legat de activitatea mea totuși. Ți-ar plăcea să continui pe partea aceasta de jurnalism în viitor? Nu sunt sigur dacă fix de jurnalist, dar vreau să fac facultate de litere și poate în viitor să devin profesor. Foarte frumos și interesant ce ați spus. Eu vă mulțumesc că ați petrecut acest timp cu noi și vă urez succes în activitatea voastră de voluntar și în activitatea voastră de elevi mai târziu. Vă mulțumesc tare mult! Și mulțumim spectatorilor care ne-au privit și pe care îi invităm la următorul podcast, cu următorul invitat. Mulțumesc!